veste bună pentru locuitorii orașului Cehusilvaniei. În curând, aceștia nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Salou pentru diferite tratamente. Și asta deoarece în orașul lor va fi deschis un centru multifuncțional de tratament în cadrul fostei clădiri a unității de chirurgie a Spitalului Orășenesc, desființat în anul 2011. Inițiativa de redeschidere a spitalului a venit din partea grupului cetățenesc de inițiativă din Cehusilvaniei, care, în urma mai multor demersuri, au obținut și rezultate. Au venit o serie de hotărâri din partea Direcției de Sănătate a județului Sălaș și a Consiliului Local al orașului Cehusilvaniei, prin care se facilitează deschiderea unui centru multifuncțional de tratament, mini-spital, în cadrul fostei clădiri a unității de chirurgie a Spitalului Orășenesc, desființat în anul 2011. Consilierii locali din Cehusilvaniei au aprobat în ședința de joi 4 februarie alocarea sumei de 150.000 de lei pentru plata utilităților acestei instituții spitalicești, urmând ca după ocuparea posturilor de medici, Direcția de Sănătate Sălaj să utilize cu aparatură medicală spitalul. Deci ce pot să vă spun este că avem locația care este de ce corpul 2 sau B, cum ar fi unde a fost fostul spital. De sus funcționează centrul de persoane vârstnice, azilul, și corpul de jos este la dispoziția Consiliului Local, tocmai în vederea redeschiderii acestui spital. Săptămâna trecută, doamna directoră de la DSP, Maricaș, ne-a făcut o vizită. S-a angajat că ne ajută în întocmirea documentației. Noi, în acest sens, am alocat din bugetul local niște bani, așa ne-au cerut, deci parte de cofinanțare din partea primăriei. Am dat în prima etapă 100 de mii, deci 1 miliard vechi, care ar fi utilizat pentru anul acesta, pentru plata utilităților. Deci utilitățile ar reveni în sarcina primăriei. Adică apă, curent, gaz. Primul pas și cel mai important în demersul pentru deschiderea mini-spitalului implică găsirea de 5 medici specialiști care vor trebui să-și depună o cerere însoțită de un CV la Direcția de Sănătate Publică Sălaj. Partea cea mai spinoasă, ca să spun așa, este rezolvarea medicilor, dar avem promisiuni că o să fie și medici. Deja s-au purtat și destul de avansat de cu vreo 3 medici. Deci, în prima fază, ce dorim? Să deschidem un centru multifuncțional. Deci, în centrul ăsta multifuncțional am dorit să avem și medic specialist în primit urgențe. Măcar dacă nu se rezolve problema un medic specialist în primit urgență, măcar să avem niște medici specialiști, ca să nu fie nevoiți cetățenii pentru orice să se deplaseze la vală. Acum noi avem centrul ăsta de permanență cu medici de familie. Medicii de familie este și dumneavoastră generaliști, fac ce fac, dar măcar să avem medici specialiști. De reținut este însă că centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice din cadrul fostei clădiri a internelor nu va avea de suferit, cele două unități vor funcționa în paralel.